apoi clic pe locomotivă și drag cu mouse-ul în spate și puteți poziționa trenul mai încolo. Așa, acum e mult mai bine. Bun, să-i atribuim și acestea un mecanic. Iar acum să mergem din nou în fereastra de editare. Observați aici, aveți două iconițe, apăsați pe prima de sus pentru a ne centraliza, a ne centra pe serviciul nostru. Și selecționăm în listă Service One, care este numele din oficiu acordat unui nou serviciu. Și aici să spunem jucător. De data asta vom bifa această căsuță. Trenul nostru va avea un rag inferior și va pleca puțin mai târziu, deci vom pune la ora 12 și 2 minute cel puțin. Și, 3 minute. Și acesta va avea rangul de stopping passenger. Desigur, acesta va ieși pe firul normal după ce trenul de alături va fi liberat sectorul. Deci vom opri la Acten Platform 1. Așa. Cu timp. Deși fiind un tren personal, vom lăsa așa. Apoi, vom opri și la această stație. Stațiile sunt reprezentate prin linii verzi. Adică aici linia verde înseamnă că se află un peron unde se pot descărca călători. Liniile galbene sunt linii de marfă, adică sidings. Și mai avem o categorie care va fi foarte importantă pentru rutele românești, pentru activitățile de manevră. Sunt aceste destinations, aceste ieșiri, care sunt amplasate la capeții stațiilor. Acestea sunt foarte importante pentru a putea personaliza trasa trenului, deoarece în Train Simulator 2015 trasa nu este setată de jucător așa cum era în MSTS. Deci va trebui să-i spuneți voi prin ce linii să treacă dacă vreți să obțineți rezultatul dorit. Bun. Deci, stația aceasta se numește Brechten Platform 2. Așa. Ok. Se pare că acesta a calculat un timp foarte îndelungat, nu știm de ce încă. Ok. Iar apoi să intrăm la Seeberg pe platforma a doua. Berndorf, mă rog, am greșit, era Brechte. Of, batele Dumnezeu, dă nume nemțești. Ah, altă viață. Și, de asemenea, pentru jucător este obligatorie prezența instrucțiunii de final, adică de final destination, și vom adăuga Seeberg Platform 2. Pentru că aceasta va fi ultima. Bun, salvăm. Și suntem gata să testăm scenariul. Pentru a testa scenariul folosiți acest buton aflat în dreapta, jos. Observați că trenul de alături a primit verde, iar noi avem roșu. Desigur, vom defuna locomotiva și trenul. Apăsați pe tasta 8 pentru a putea naviga în tihnă. Deci trenul acesta, fiind un tren de express passenger, a luat-o la goană ca nebunul. După cum vedeți, acesta are parcursul setat, deci toate semnalele blocului luminos automat sunt setate pe verde. De îndată ce acesta va trece de primul BLA, noi vom avea liber pentru ieșire.
Iată, avem liber cu viteză redusă. Atenție, următorul semnal indică oprirea. Practic, putem să plecăm. Să-i dăm drumul. După ce trenul va trece de al doilea semnal BDA, în mod normal, acesta va trece pe verde-galben, dar noi nu vrem să așteptăm asta. Desigur, avem liber doar cu 30 km la oră până la trecerea peste un caz. Vom încerca să respectăm acest lucru. După ce ultimul vagon a trecut de macaz, vom reveni la viteza stabilită, adică de 100, și acum e bun vagon. Farurile sunt aprinse, dar uite ce vedere exterioară. Repetitorul arată semnal liber, da, și nu ți-a putezat. Deci vedem aici în depărtare că acest semnal este galben, care a trecut pe verde, înseamnă că trenul se află mai departe în fața noastră. Bine, în mod excepțional să încercăm să-l plecăm. Următoarea stație se află la 5 km, deci sigur nu faceți asta, deoarece circulăm peste limită și nu avem nimic să cerem puțin. Care nu se întâmplă cu semnalele reacțești. Repetitorul este pe liber. Din nou verde. Acum vom trece peste o ramificație, care nu am văzut mai există în linia nici acolo. Și avem 3 semnale de ramificație. A noastră este liber, cu viteză stabilită. Dar să începem cu puțin semnale. Facem acele tot în urmă. Iată, repetitorul arată liber cu viteză redusă. Sau BLA galben. Deci cred că va trebui să reduce puțin viteza. Iată semnalul de trecere al locului luminos automat. Este pe galben. În mod normal aici am trebuit să facem pe ăsta inoși. 65 și acum trebuie să facem 50 la normal, deoarece este pe galben, simplu. Repetitorul semnalelor de intrare, ieșire, parcurs și ramificație arată alte indicații în funcție de indicația semnalului luminos, și anume dacă avem intrare pe directă,
va arăta tot timpul liber viteză stabilită. Dacă avem abatere, chiar dacă e verde cu galben sau galben cu galben, va arăta atenție liberă cu viteză redusă. Urmează să intrăm în stație, intrăm pe galben. Oricum ar fi intrat pe galben, deoarece este în tren personal și prin toate stațiile. Iar în mod normal, semnalul de ieșire va fi pe roșu. Iată, ne apropiem de stație. Este în continuare pe roșu. Chiar dacă trenul celălalt a eliberat deja sectorul. Iar acum ne vom opri. Pentru a încărca, descărca pasageri, folosiți tasta T după ce trenul s-a oprit complet. După cum vedeți, pasagerii intră și ies din vagoane până când acestea se satură, iar ușile se închid. Iar la un moment dat, semnalul de ieșire se va pune pe verde, după ce vor fi trecut 2 minute și jumătate de la depășirea semnalului prevestitor, semnalului blocului luminos automat cu funcția de prevestire, cel de dinaintea semnalului de intrare. No. Voilà. Semnalul este acum pe verde, doamnelor și domnilor, și putem părăsi stația. Acesta a fost primul tutorial de bază pentru crearea unui scenariu de bază, un scenariu simplu. Voi reveni în curând cu un scenariu mai complex, tot așa cu trafic. Până atunci, vă doresc să aveți o zi cât mai bună și weekend plăcut la toți. La revedere!